Bun găsit, copii! Haideți să facem o călătorie printre asteroizi, meteoriți și comete! Asteroizi sunt numiți și mici planete sau planetoizi. Sunt corpuri cerești, mai mici decât planetele, dar mai mari decât meteoriții. Deosebirea dintre asteroizi și comete se face în momentul în care este descoperit corpul, după modul cum arată. Cometele trebuie să aibă o coamă pe care o putem vedea în timp ce asteroizii nu au așa ceva. Asteroizii sunt foarte diferiți ca mărime, de la câteva sute de kilometri în diametru până la roci de numai câteva zeci de metri. Ei pot să aibă forme diferite. Pot să aibă formă sferică și se aseamănă uneori cu planete în miniatură. Totuși, ei pot avea și forme neregulate. De asemenea, ei sunt formați din diverse materiale. Unii asteroizi sunt corpuri solide de rocă, cu un conținut de metale mai mic sau mai mare, în timp ce alții sunt formați doar dintr-o aglomerație de roci formată datorită forței gravitației. Asteroidul Vesta este cel care se vede cu ochiul liber, dar numai dacă mergem în locuri neluminate, în anumite nopți cu cer foarte senin. Marea majoritate a asteroizilor cunoscuți se găsește în principala centură de asteroizi, între orbitele planetelor Marte și Jupiter, unde s-a estimat că există peste 750.000 de asteroizi mai mari de un kilometru precum și a milioane de asteroizi mai mici. Meteoriții Meteoriții sunt bucăți ajunse pe suprafața Pământului ca urmare a arderii incomplete în atmosferă a meteoroizilor. Meteoroizii sunt resturi de mărime mică provenite din coliziunea unor asteroizi sau din dezintegrarea unor comete. Aceștia pot fi de trei feluri. Meteoriți pietroși, meteoriți feroși și meteoriți mixti. Mulți meteoriți cad spre pământ, dar majoritatea ard din cauza frecării cu aerul încă înainte să atingă pământul în momentul intrării lor în straturile atmosferei. Există însă și cazuri în care meteoroizii mari și gigantici au intrat în atmosfera Pământului, nearzând complet și rezultând astfel meteoriții. Cometele Cometele sunt corpuri cerești mici, au formă circulară și sunt compuse din gheață. Multe comete trec prin zone de la marginea sistemului solar. Uneori, unele din ele ajung totuși și în apropierea soarelui, unde capetele lor luminoase și cozile lor lungi și strălucitoare constituie o imagine spectaculoasă. Majoritatea cometelor se apropie de soare doar pentru o scurtă perioadă de timp. Majoritatea cometelor sunt formate din trei părți: dintr-un nucleu o coamă rotundă sau cap care înconjoară nucleul și o coadă lungă de gaze și prav în prelungirea capului. Iar acum, să nu mai pierdem timpul, haideți să ne luăm atlasele și enciclopediile noastre și să aflăm mai multe lucruri despre asteroizi, meteoriți și comete. Pe curând, copii!